Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Vom rezolva în continuare modelul primit la simularea examenului de BAC 2023, profil tehnologic. Începem cu subiectul 1 roman, unde la primul punct va trebui să arătăm că 1 minus 0,2 împărțit la 2 plus 0,3 ori 2 ne dă 1. Putem face calculele simplu, 1 minus 0,2 ne va da 0,8 împărțit la 2 plus 0,3 ori 2 ne dă 0,6 egal cu 0,8 împărțit la 2 ne va da 0,4 plus 0,6 am obținut 1. Puteam să și transformăm în fracții, adică 1 minus, însă înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. 0,2 îl scriam 2 pe 10, împărțit la 2 plus 0,3 este 3 pe 10 ori 2. Egal cu, în paranteze aducem la același numitor, 10 minus 2, 8 pe 10 împărțit la 2, transformăm în înmulțire, ori 1 pe 2 plus 10 cu 2 se simplifică, jos rămâne 5, 3 pe 5, aici facem simplificarea, sus rămâne 4, 4 se mai simplifică cu 10 prin 2, adică 2 pe 5. Și am obținut 2 pe 5 plus 3 pe 5, adică 5 pe 5, egal cu 1. Deci aveam mai multe calcule de făcut, dar am obținut același rezultat. Punctul 2. Avem două funcții, f de x, care este x la 2 minus 3x plus 2, și g de x, care este x plus m. Și va trebui să aflăm m pentru care f de 2 egal cu g de 2. În primul rând, va trebui să facem f de 2, deci înlocuim în f de x pe x cu 2 și vom obține 2 la 2 minus 3 ori 2 plus 2, adică 4 minus 6 plus 2, deci vom obține minus 2 plus 2, am obținut 0, f de 2. Iar acum g de 2, în g de x îl înlocuim pe x cu 2. Vom obține 2 plus m. Și noi avem condiția ca f de 2 egal cu g de 2. Și atunci vom egala. Deci f de 2 egal cu g de 2 și de aici rezultă 0 egal cu 2 plus m, 2 plus m egal cu 0, m va fi minus 2. Deci ca soluție am obținut m minus 2. Mergem la exercițiu 3. Avem o ecuație exponențială. Rezolvați mulțimea numerelor reale ecuația. 7 la x plus 3 egal cu 49 la puterea x. În stânga avem baza de 7 și în dreapta avem 49. Și observăm că pe 49 îl vom putea scrie ca 7 la a doua. Și dacă avem 49 la puterea x, asta înseamnă 7 la a doua totul la x, adică 7 la puterea 2x. Și vom avea 7 la puterea x plus 3 egal cu, în partea dreaptă vom scrie 7 la puterea 2x. Având aceeași bază atât în stânga cât și în dreapta, vom egala x plus 3 egal cu 2x. Trecem în partea stângă, pe 2x cu semn schimbat, și vom avea x minus 2x egal cu, și pe 3 în partea dreaptă cu semn schimbat, egal cu minus 3. Și am obținut minus x egal cu minus 3, înmulțim cu minus 1, adică x egal cu 3. Și ca soluție finală, x este 3. Problema 4. După o ieftinire cu 30%, un produs costă 210 lei. Determinați prețul produsului înainte de ieftinire. Haideți să notăm cu X prețul inițial al produsului. Și știm că acest produs se ieftinește cu 30% și va costa 210 lei. Deci are prețul inițial minus 30% din prețul inițial se ieftinește și ne va da în final 210. Dacă era scumpire, atunci am fi pus plus. Și acum transformăm fracția x minus 30% procentele în fracție, adică 30 pe 100, ori x egal cu 210. Aici simplificăm un 0
și ne va da x minus 3 pe 10 ori x egal cu 210. Înmulțim cu 10 pentru a scăpa de numitor, deci fiecare termen îl vom înmulți cu 10 și vom avea 10x minus, aici se va simplifica acest 10, ne mai rămână minus 3x egal cu 210 ori 10, adică 2100. 10x minus 3x ne va da 7x egal cu 2100. Și de aici rezultă că x va fi 2100 supra 7, adică 300 de lei. Deci am aflat că produsul a costat 300 de lei, s-a ieftinit cu 30% și am obținut 210 lei. Mergem la problema 5. Avem un reper cartezian XOY și se consideră punctele A de coordonate 0 și 5, B de coordonate 2 și minus 1 și va trebui să arătăm că triunghiul OMB este dreptunghic în O, unde M este mijlocul lui AB. Deci observăm că avem triunghiul OMB și aici o să-l mai avem pe O de coordonate 0 și 0. Și acum o să o luăm treptat. M este mijlocul lui AB. Deci M este mijlocul segmentului AB. Putem să aflăm coordonatele lui M. M este de coordonate XA plus XB totul pe 2 și YA plus YB totul pe 2. Deci M va fi de coordonate 0 plus 2 pe 2 și 5 minus 1 pe 2. Deci am obținut M de coordonate 2 pe 2 este 1 și Y-ul va fi 4 pe 2 care ne dă 2. Deci l-am obținut pe M de coordonate 1 și 2. Deci pentru a afla că OMB este dreptunghic în ochi va trebui să arătăm, să aflăm toate laturile. Deci dacă avem triunghiul OMB va trebui să aflăm OM, OB și MB, aceste trei laturi. Știm coordonatele lui O care sunt 0, 0 și am aflat acum și coordonatele lui M. Haideți să-l aflăm pe OB, care este XB minus XO la puterea a doua plus YB minus YO la puterea a doua. Și asta înseamnă X-ul lui B este 2 minus 0 la a doua plus Y-ul lui B este minus 1 minus 0 la puterea a doua. Și asta înseamnă 2 la a doua este 4 plus minus 1 la a doua ne dă 1. Deci am obținut ca fiind radical din 5. Haideți să-l aflăm și pe OM. OM este XM minus XO la a doua plus YM minus YO la puterea a doua. Și de aici înseamnă coordonatele lui M, XM-ul este 1 minus 0 la a doua plus 2 minus 0 la a doua. Și am obținut 1 la a doua este 1 plus 2 la a doua 4. Deci am obținut din nou radical din 5. MB este radical din XB minus XM la puterea a doua plus YB minus YM la puterea a doua. Și asta înseamnă X-ul lui B, am zis că este 2, minus X-ul lui M, 1, totul la a doua plus Y-ul lui B este minus 1, minus 2, totul la puterea a doua. Adică 1 la a doua ne dă 1 plus minus 3 la puterea a doua ne dă 9. Și atunci am obținut ca fiind radical din 10. Și acum, dacă avem triunghiul OMB, am obținut laturile. OB este 5, radical din 5. OM, tot radical din 5 și MB este radical din 10. Și acum, cu reciproca teoremei lui Pitagora, deci să demonstrăm că este dreptunghic în cea mai mare latură, adică MB la puterea a doua este egal cu OB la a doua plus OM la a doua. Haideți să vedem, radical din 10 la puterea a doua egală cu radical din 5 la a doua plus radical din 5 totul la puterea a doua. Și atunci obținem 10 egal cu 5 plus 5, 10 egal cu 10 și rezultă că triunghiul OMB este dreptunghic în O. Pentru că cea mai mare latură este MB și atunci ar arăta de genul. OB radical din 5, OM radical din 5 și cea mai mare latură se opune unghiului drept ca fiind radical din 10. Mergem și la ultimul subiect.
la subiectul 6 și aici va trebui să arătăm că radical din 3 ori sinus de 45 de grade plus 2 ori sinus de 30 de grade minus radical din 2 cosinus de 30 de grade ne dă 1. Aici trebuie să știm că sinus de 45 de grade este radical din 2 pe 2, sinus de 30 de grade este 1 pe 2 și cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2. Și înlocuim radical din 3 ori radical din 2 pe 2 plus 2 ori 1 pe 2 minus radical din 2 ori radical din 3 pe 2 egal cu radical din 3 ori radical din 2 pe 2 ne va da radical din 6 pe 2 plus 2 cu 2 se simplifică, ne rămâne plus 1 minus, din nou, radical din 6 pe 2. Observăm că acești doi radicali se simplifică, radical din 6 pe 2 minus radical din 6 pe 2 și ne rămâne 1, ceea ce trebuia să demonstrăm. Mergem la subiectul 2 roman, primul punct, unde avem o matrice A de X, care este o matrice de 2 pe 2, iar la primul punct va trebui să determinăm A de 2 și să-l obținem 8. Dacă noi avem A de X ca fiind X plus 2 minus 2, 2, X minus 1, atunci rezultă că A de 2 înseamnă că noi îl înlocuim pe X cu 2, adică 2 plus 2, 4, restul rămâne la fel, minus 2, 2, 2 minus 1, 1. Deci aceasta este matricea A de 2 și noi va trebui să facem determinantul matricei A de 2, deci așezăm întrebare și vom face 4 minus 2, 2 și 1. Înmulțim pe diagonala principală, adică 4 ori 1 minus și acum înmulțim pe diagonala secundară, în paranteză că avem acest minus 2 ori 2 și vom obține 4, minus cu minus ne dă plus, 4 plus 4, adică 8. Mergem la punctul B și va trebui să determinăm pe X, pentru care A de 0 ori A de 0 este A de X. Dacă l-am aflat la primul punct pe A de 2, A de 0 înseamnă că unde avem X, îl înlocuim cu 0, adică aici și aici. Și vom obține 0 plus 2, 2, minus 2, 2, 0 minus 1, minus 1. Iar acum va trebui să facem înmulțirea. A de 0 ori A de 0 va fi 2 minus 2, 2 minus 1, înmulțit cu 2 minus 2, 2 și minus 1. Linie cu coloană pentru primul element. Și vom avea 2 ori 2 plus minus 2 ori 2. Prima linie, a doua coloană. 2 ori minus 2 plus minus 2 ori minus 1. A doua linie, prima coloană. 2 ori 2 plus minus 1 ori 2, a doua linie, a doua coloană. Și vom avea 2 ori minus 2 plus minus 1 ori minus 1. Și aici suntem atenți la calcule și vom obține 4 minus 4 va fi 0, minus 4, aici ne va da plus 2, adică aici este minus 4 plus, aici va fi 2, deci vom obține minus 2. Aici avem 4 minus 2, 2 și minus 4 plus 1 ne va da minus 3. Și noi pentru a-l afla pe X avem această condiție că A de 0 ori A de 0 egal cu A de X. Înlocuim cât ne-a dat, 0 minus 2, 2 și minus 3 și egalăm cu A de X care este matricea inițială X plus 2. Minus 2, 2 și X minus 1. Și pentru a afla pe X, observăm că va trebui să egalăm prima poziție cu prima poziție. X plus 2 egal cu 0, de aici rezultă că X ne dă minus 2. Și același lucru îl obținem și dacă egalăm ultima poziție, de exemplu, minus 3 cu X minus 1. Trebuie să obținem același rezultat. X minus 1 egal cu minus 3, de aici rezultă că X este minus 2. Deci, ca soluție, am obținut ca X fiind minus 2. Și mergem la punctul C și va trebui să
Aflăm pe x și y, care sunt numere reale distincte, astfel încât determinant de a de x egal cu determinant de a de y, iar atunci ne rezultă această relație x plus y egal cu minus 1. Dacă de la început exercițiul nu vă spune mare lucru, va trebui să facem, haideți să facem determinant de a de x, pentru că veți obține o parte din punctaj egal cu determinant de a de y. Veți ști să faceți determinantul lui a de x, adică ce are a de x, îl punem în bare. X plus 2, minus 2, 2 și x minus 1. Și egal cu determinantul lui a de y, același lucru, doar că se locuiește x-ul cu y. Și vom face determinant de a de y, care este y plus 2, minus 2, 2, y minus 1. De sub nicio formă să nu lăsați nerezolvat măcar o parte. Haideți să facem determinant de a de x. Deci înmulțim pe diagonală și asta înseamnă x plus 2 pe lângă x minus 1 și minus diagonala secundară 2 minus și vom pune în paranteză minus 2 ori 2 egal cu același lucru facem și la determinantul cu y. Y plus 2 pe lângă y minus 1 și minus minus 2 ori 2. Haideți să facem înmulțiri. Înmulțim cele două paranteze termen cu termen. X la a doua minus x plus 2x minus 2 și aici avem minus cu minus va fi plus 4. În partea a doua, din nou, y la a doua minus y plus 2y minus 2 și din nou plus 4. Observăm că acest 4 cu 4 o să se simplifice, o să se reducă dacă îl trecem dintr-o parte în alta, pentru că unul va fi cu semn schimbat. Ce mai putem face este să facem termenii asemenea, calculele. Deci vom obține x la a doua minus x plus 2x va fi plus x egal cu y la a doua plus y. Trecem totul în partea stângă și vom obține x la a doua minus y la a doua, voi ordona în funcție de grad, plus x minus y egal cu 0. Acum, x la a doua minus y la a doua îl recunoaștem ca fiind formula x minus y pe lângă x plus y și atunci voi scrie direct x minus y pe lângă x plus y și plus acești doi termeni grupez și las separat. Și acum observăm că din cei doi termeni avem comună această paranteză pe care o dăm factor comun și vom avea x minus y pe lângă x plus y și plus 1 egal cu 0. Și dacă avem două paranteze mulțite egalate cu 0, fiecare paranteză se va egala cu 0 și vom avea x plus y plus 1 egal cu 0 și de aici rezultă x plus y egal cu minus 1, ceea ce trebuia noi să arătăm. Că dacă acești doi determinanți sunt egali, atunci obținem relația x plus y egal cu minus 1, ceea ce am și obținut. Mergem la punctul 2, unde avem o lege de compoziție, iar la primul punct va trebui să arătăm că 1 compus cu 2 este egal cu 8. Deci dacă noi avem legea x steluță y, care este 4xy minus 3x plus 2y minus 1, noi va trebui să-l înlocuim pe x cu 1, deci compus cu 2, adică y va fi 2. Și atunci vom avea 4 ori 1 ori 2 minus 3 ori 1 plus 2 ori 2 minus 1. Și obținem 8 minus 3 plus 4 minus 1. 8 minus 3 este 5 plus 4 minus 1, adică 9 minus 1, am obținut 8. Ceea ce trebuia să arătăm. La punctul B va trebui să determinăm numărul real x pentru care x compus cu minus 1 este 4. Din nou, pornim de la legea inițială. Va trebui să avem tot timpul în față 4xy minus 3x plus 2y minus 1. Și noi va trebui să facem x compus cu minus 1. X-ul rămâne x, iar în loc de y punem minus 1 și vom avea 4 ori x ori minus 1 minus 3x plus 2y, adică 2 ori minus 1, minus 1. Asta înseamnă minus 4x minus 3x
minus 2, minus 1. Minus 4x, minus 3x ne va da minus 7x și minus 2, minus 1, minus 3. Deci acum minus 7x, minus 3 va trebui să egalăm cu 4. Pentru că noi avem relația x compus cu minus 1 egal cu 4 și vom avea minus 7x egal cu 4 plus 3, adică 7. Și deci rezultă că x va fi 7 supra minus 7, adică minus 1. Deci ca soluție am obținut x egal cu minus 1. Și la punctul C determinați numărul real, a pentru care x compus cu a este minus x. Din nou, scriu prima lege. 4xy minus 3x plus 2y minus 1. Acum, x compus cu a. X-ul rămâne x, în loc de y punem a. 4xa, 4 ori x ori a, minus 3x plus 2a minus 1. Și lăsăm deocamdată așa și vom avea 4xa minus 3x plus 2a minus 1 egal cu minus x. Îl trec și pe minus x în partea stângă cu semn schimbat. 4xa minus 3x plus x ne va da minus 2x plus 2a minus 1 egal cu 0. Și ce voi avea aici? Haideți să dăm, noi va trebui să-l aflăm pe a. Și atunci înseamnă că din acești doi termeni îl dăm factor comun pe a. Și avem a pe lângă 2a putem să dăm. Chiar și vom avea 2x plus 1. Ne rămâne dacă dăm factor comun. Și apoi voi grupa minus 2x minus 1. Voi da un minus factor comun. Și vom avea minus. Și acum îi pun în paranteză. 2x plus 1 egal cu 0. Și acum observăm că avem această paranteză comună, o dăm factor comun și ne rămâne 2x plus 1 pe lângă 2a și un minus 1 egal cu 0. Și egalăm fiecare paranteză cu 0, dar noi, pentru că trebuie să o aflăm pe a, va trebui să o egalăm pe cea cu a, adică 2a minus 1 egal cu 0, rezultă că 2a este 1 și atunci rezultă că a este 1 supra 2. Subiectul 3 roman, punctul 1, avem f de x ca fiind 2x minus 1 plus 8 pe x. F este definită pe 0 plus infinit cu valori în R, iar la punctul A va trebui să-l derivăm pe f de x. Așadar, f de x derivat va fi 2x minus 1 plus 8 pe x, totul derivat. Vom derifa fiecare termen în parte, adică 2x derivat minus 1 derivat plus 8 pe x derivat. 2x derivat ne va mai rămâne 2, adică coeficientul din fața lui x, minus 1 derivat este 0, orice număr derivat este 0, și acum plus 8 pe x, totul derivat, 8-ul este constantă, trece în față și mai rămâne 1 pe x de derivat. 1 pe x derivat are o următoarea formulă, 1 minus 1 supra x la a doua. Dacă nu o știți, derivați ca f pe g. 1 pe x derivat f pe g, adică f derivat ori g minus f ori g derivat supra x la a doua, supra g la a puterea a doua, ce avem jos. 1 derivat este 0 ori x, deci ne mai rămâne de la minus 1 ori x derivat, adică 1 ori 1 ne va da 1 supra x la a doua. 1 pe x se mai poate scrie ca x la minus 1 și derivăm. Ca x la n, puterea trece în față, x minus 1, minus 1 și vom avea minus x la minus 2, adică minus 1 supra x la 2. Orice variantă o alegeți, vă dă același rezultat. Așadar, ne mai rămâne 2 minus 0 este 2 plus 8 ori minus 1 supra x la 2, deci vom obține 2 minus 8 pe x la 2, aducem la același numitor cu x la 2, și vom avea 2x la a doua minus 8 supra x la a doua și acum vom mai da un 2 factor comun ca să aducem la forma care ne cere punctul A, adică x la a doua minus 4, totul supra x la puterea a doua. La punctul B, determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 2 situat pe graficul funcției f.
Haideți să scriem formula pentru ecuația tangentei, adică y minus f de x0 egal cu f derivat în punctul x0 pe lângă x minus x0. Deci aceasta este ecuația tangentei. Și acum x0 este 2, pentru că este punctul de abscisă x egal cu 2. Și atunci vom face y minus f de 2 egal cu f derivat în punctul 2 pe lângă x minus 2. Haideți să vedem cine este f de 2. F de 2 îl înlocuim în f de x pe x cu 2. Și f de 2 vom avea 2 ori 2 minus 1 plus 8 pe 2. Adică 4 minus 1 este 3 plus 4 ne va da 7. Și acum f derivat în punctul 2, la punctul A l-am aflat pe f derivat de x și f derivat în punctul 2, în rezultatul derivatei îl înlocuim pe x cu 2. Și vom avea 2 pe lângă 2 la 2 minus 4 supra x la 2. Observăm că aici avem 2 la 2 minus 4, vine 4 minus 4, adică 0. Și atunci f derivat în punctul 2 va fi 0. Și revenim la exercițiu și vom scrie y minus f de 2 minus 7 egal cu f derivat în punctul 2 am obținut 0 pe lângă x minus 2. Și ce ne mai rămâne? Y minus 7 egal cu 0, adică putem scrie y egal cu 7. Sau putem scrie y egal cu 7 este ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 2. La punctul C va trebui să demonstrăm că f de 1 minus x mai mare sau egal decât f de 1 plus x. Întotdeauna când avem la subiectul 3 roman primul punct de demonstrat inegalități, vom începe cu f derivat de x egal cu 0. Luăm derivata de la punctul A, adică 2 supra x la a doua minus 4, totul supra x la a doua și egalăm cu 0. Dacă înmulțim cu x la a doua să scăpăm de numitor, vom avea doar partea de sus, 2 pe lângă x la a doua minus 4 egal cu 0, împărțim prin 2, ne rămâne x la a doua minus 4 egal cu 0, de aici vom avea x la a doua egal cu 4. Și noi știm că x la a doua egal cu a, vom obține două soluții. X va fi plus sau minus 2, dar noi va trebui să luăm doar pe x egal cu 2, pentru că x aparține intervalului 0 plus infinit și atunci rezultă soluția noastră va fi x egal cu 2. Da? Singura soluție pe care o putem lua în considerare. Acum, după ce am aflat punctul de extrem, va trebui să facem tabel de semne. În tabelul de semne sus vom pune x, apoi f derivat de x și f de x. Dar tabelul îl vom începe de la 0. De la 0 la plus infinit, da? Pentru că avem acest interval. Și în tabel vom pune 2 ca soluție. 0 sub 2. Și haideți să vedem ce semn punem între 0 și 2. În mod normal, noi un tabel de semne pentru aceste două rădăcini, 2 și minus 2, aveam un tabel de semne și puneam rădăcinile minus 2 și 2, 0, 0, la ecuația de gradul 2, între rădăcini semn contrar lui x, minus și plus. Și atunci noi observăm că pe 0 ar face parte, ar fi aici, între minus 2 și 2, și atunci aici vom avea minus. Și atunci între 0 și 2 pune minus la stânga lui 0 și plus pe celălalt interval. Funcția este descrescătoare pe 0, 2. Aici va trebui să-l calculăm pe f de 2. Și crescătoare pe 2 plus infinit. Haideți să scriem ce observăm în tabel. Adică f derivat de x este mai mic sau egal decât 0. Oricare ar fi, x aparține intervalului 0 deschis, 2 închis și de aici rezultă că f de x este descrescătoare pe intervalul 0, 2 închis. Și mai avem pe celălalt interval, adică f derivat de x va fi mai mare sau egal decât 0, oricare ar fi, x aparține intervalului închis 2 plus infinit deschis și de aici rezultă că f de x este crescătoare pe acest interval, pe 2 plus infinit.
Și acum, după ce am stabilit aceste lucruri, deci ne uităm din nou la inegalitatea noastră. Avem f de 1 minus x mai mare sau egal decât f de 1 plus x. Acest lucru va trebui să demonstrăm. Și acum, în primul rând, va trebui 1 minus x și 1 plus x să comparăm. Și intervalul, și să vedem intervalul în care se află. Deci vom compara 1 minus x și 1 plus x. Haideți să vedem, noi suntem în intervalul 0, 1, da? X va aparține, aici zice că pentru orice x aparține intervalului 0 și 1. 0, 1, haideți să zicem că 1 se va afla aici în tabel, da, între 0 și 1. Cum este 1 minus x? Haideți să luăm un x din intervalul 0, 1, un 0,2. Ar veni 1 minus 0,2 sau 1 plus 0,2. Deci evident că 1 minus x este mai mic decât 1 plus x. Da? Aici x aparține intervalului 0 și 1. Deci am stabilit că 1 minus x este mai mic decât 1 plus x. Da? Și atunci x aparține intervalului 0, 1. Rezultă că 1 minus x este pozitiv și atunci putem să scriem că 1 minus x este mai mare decât 0, dar putem aranja în felul următor: 0 mai mic decât 1 minus x, mai mic, pe urmă urmează 1 plus x și apoi urmează 2 din tabelul nostru. Și atunci 1 minus x și 1 plus x aparțin intervalului din tabelul nostru 0, 2, unde f este descrescătoare. Deci avem minus în tabel. Și atunci rezultă că dacă f este descrescătoare, f de 1 minus x va fi automat mai mare sau egală decât f de 1 plus x. Ceea ce trebuia să și demonstrăm. Trecem la punctul 2. Primul subpunct A, va trebui să arătăm că integrala de la 0 la 2 din f de x minus 4x dx ne va da 12. F de x este definită ca fiind 3x la a doua plus 4x plus 2, adică integrală de la 0 la 2 din 3x la a doua plus 4x plus 2. Acum continuăm cu minus 4x, punem totul dx egal cu, va trebui să rezolvăm. Reducem pe 4x minus 4x și vom obține integrală de la 0 la 2 din 3x la a doua plus 2, totul dx. Despărțim în două integrale, integrale de la 0 la 2 din 3x la a doua. Constanta trece în fața integralei și ne mai rămâne integrală de la 0 la 2 din x la a doua dx și plus 2 integrale din dx. Constanta din nou trece în față și ne mai rămâne integrală din dx. Rezolvăm 3 ori, integrală din x la a doua ne va da x la a treia supra 3, de la 0 la 2 plus 2, integrală din dx va fi x cu aceleași capete. Aici observăm că 3 cu 3 se va simplifica și vom obține. Acum înlocuim numărul de sus. 2 la a treia minus 0 la a treia plus 2 ori și aici în paranteză 2 minus 0. Și vom avea 8 minus 0 plus 4 și vom obține 8 plus 4, adică 12. Ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul A. Mergem la punctul B. Arătească integrală de la 0 la 1 din f de x minus 3x la a doua minus 2 ori e la x dx ne dă 4. Haideți din nou să-l înlocuim pe f de x. Deci avem integrală de la 0 la 1 din f de x 3x la a doua plus 4x plus 2. Și continuăm cu minus 3x la a doua minus 2 ori e la x totul de x. Observăm că îl putem reduce pe 3x la a doua minus 3x la a doua plus 2 minus 2 și ne va mai rămâne integrală de la 0 la 1 din 4x ori e la x de x. Avem constanta 4 care va trece în față și vom avea 4 integrală de la 0 la 1 din x ori e la x de x. Acum acest produs îi vom aplica metoda integrării prin părți. Notăm cu f pe x. Deci rezultă f derivat va fi 1. G derivat este e la x
și rezultă că g ne va da e la x, adică integrală din e la x ne dă tot e la x. Și acum formăm următoarea integrală, haideți să uităm cu i, și vom avea x ori e la x, până în capetele de la 0 la 1 minus integrală din f derivat ori g, 1 ori e la x, adică e la x dx, cu aceleași capete. Înlocuim pe x cu 1, iar apoi pe x cu 0 și vom avea 1 ori e la 1 minus 0 ori e la 0 și minus. Și acum integrală din e la x ne va da tot e la x de la 0 la 1. Și obținem 1 ori e la 1 ne va da e minus 0 minus. Iar acum trebuie să îl înlocuim pe x din nou cu 1 și cu 0 și voi pune o paranteză pentru că avem și acest minus în față și vom avea minus și între termeni. E la 1 minus e la 0. Și obținem e minus 0 minus e plus 1. Deci am obținut integrala noastră ca fiind 1. Atunci de continuăm exercițiul și vom obține 4 ori 1, adică 4, ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul B. Mergem și la ultimul subpunct, la C. Va trebui să determinăm A aparținând intervalului 0 plus infinit pentru care integrală de la minus 1 la 0 din A ori f derivat de x ori f de x la puterea a minus 1 de x ne va da 63. Haideți să vedem aici dacă ne dăm seama ce înseamnă tot acest produs. A ori f derivat de x ori f de x la puterea a minus 1. Aici trebuie să ne gândim la formula, de exemplu, x la n derivat sau u la n, o funcție compusă. Avem această formulă u la n derivat. Puterea ne trece în față, pe urmă vom avea u la n minus 1 ori u derivat. Și ce observăm? Observăm că a-ul nostru este n-ul din formulă, u la n minus 1 este f de x la puterea minus 1 și u derivat va fi f derivat de x. Și atunci noi dacă derivăm f la puterea a de x, f la puterea a de x derivat, a-ul trece în față, ori f la puterea f de x la puterea a minus 1, da, scade cu 1 la puterea, ori f derivat de x. Da? Deci observăm același lucru din integrală. Și atunci noi dacă vom avea integrală din, deci tot ce avem în formulă putem să restrângem în f de a de f la puterea a de x totul derivat. Și atunci voi scrie integrală de la 0 la minus 1 din f de a f la puterea a de x totul derivat de x. Și ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că derivata cu integrala se reduc. Și atunci vom avea f de x. Haideți să scriu așa, la puterea a de la minus 1 și 0. Și aici înseamnă că vom înlocui capetele, adică f de 0 la puterea a minus f de minus 1, totul la puterea a. Și haideți să vedem cu cine va fi egal. Îl mai scriu încă o dată pe f de x. Haideți să vedem, f de x este 3x la a doua plus 4x plus 2. Și aici voi face f de 0, care va fi 3 ori 0 la a doua plus 4 ori 0 plus 2, va fi egal cu 2. Și f de minus 1 va fi 3 ori minus 1 la puterea a doua plus 4 ori minus 1 plus 2. Și vom avea 3 minus 4 plus 2 minus 1 plus 2, vom obține 1. Și atunci vom înlocui cu, în loc de f de 0 la puterea a, vom pune 2 la puterea a minus 1 la puterea a. Și asta înseamnă 2 la puterea a minus 1. Și acum va trebui să egalăm cu 63 ca să-l aflăm pe a. Deci acest rezultat, 2 la a minus 1 egal cu 63. Îl trec pe minus 1 în partea dreaptă și vom avea 2 la a egal cu 64. Și acum, în stânga avem bază de 2, pe 64 va trebui să-l descompunem ca putere de 2.
Da? Noi știm că 64 este 8 ori 8. 8 îl scriem ca 2 la 3 ori 2 la 3. 2, aceeași bază, puterile se adună, 2 la puterea 6. Și vom scrie 2 la puterea A egal cu 2 la 6. Și de aici rezultă că A va fi egal cu 6. Acesta a fost ultimul exercițiu și mulțumesc că te-ai uitat până la final.